Am revenit în direct, așa cum v-am spus, e un format inedit în această seară, de la ora 19, adică de acum. Avem și o confruntare, nu doar între ideile noastre, ci și cu europarlamentari, candidați la alegerile europarlamentare, dar și europarlamentari aflați în exercițiu funcțiunii. V-am spus că vor fi reprezentate două partide în seara aceasta, Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Sunt primele două partide aflate în această confruntare electorală. Nu am stabilit încă în ce ordine. Pentru că dacă am luat sondajele, pe de altă parte ne încurcăm. Depinde de sondajele cui. Depinde din ce parte punem problema. Deci PNL-ul și PSD-ul, locurile 1 și respectiv 2, în ce ordine vreți. Avem deja un prim invitat, domnul Sifri Mureșan, locul 3. Sunteți pe lista Partidului Național Liberal? Bună seara, așa este. Bine v-am găsit. Domnul Sifri Mureșan, loc eligibil bănuiesc locul 3, nu? Locul 3 este eligibil dacă Partidul Național Liberal va lua 7%. Noi suntem la 27% în 27? În momentul de față. Parcă n-am văzut, chiar un 27, parcă n-am văzut. Bună seara, alături de noi și din partea Partidului Social Democrat, domnul Victor Negrescu, vă că vă salutați. Pare că sunteți, sper că nu sunteți în aceeași ordine de idei. Bănesc că sunteți totuși... Sunteți competitori. Partidul Social Democrat este cel mai mare competitor al Partidului Național Liberal. Pe domnul Negrescu îl cunosc, am fost colegi în Comisia pentru Buget. Îi spunem bună seara și domnului Negrescu. Bună seara. Bună seara. Dumneavoastră pe ce loc sunteți pe la alegerile europarlamentare? Dacă se spune mai devreme că sunt principalii noștri competitori, înseamnă că noi suntem pe primul loc. Și ei caută dumneavoastră personal pe ce loc sunteți? În cadrul listei? Locul 9. Locul 9. Deci e eligibil. Da, important este să ne voteze oamenii. Nu contează să spui că ești eligibil sau nu ești eligibil. De fapt, nu e nimeni eligibil până în ziua votului. Da. Noi cei din Partidul Social Democrat credem foarte mult că trebuie să discutăm cu oamenii, să întrebăm, să discutăm cu ei și la final vedem rezultatele. Așa, sondaje, sunt multe cifre aruncate. Noi știm că am obținut la ultimele alegeri parlamentare și plecăm de acolo și încercăm să obținem... Dar ați văzut ultimul sondaj? Că vorbeam de... Da, așa am început cu gluma asta, domnule, nu știm cine e pe primul loc în sondaj, cine e pe locul 2. Era un sondaj recent, difuzat astăzi, avea Partidul Național Liberal 29, ceva la asta, aproape 30%. Da. Vorbea la colegul nostru Tudor Barbu, colegul dumneavoastră Pavel Popescu, despre cele 30% ale Partidului Național Liberal. Săptămâna trecută erau vreo 26, acum sunteți la 30%. Până la alegeri, la cât ajungeți? La cât vă opriți ca să întâlnim? Au fost o serie de sondaje serioase, credibile, care au arătat Partidul Național Liberal între 26% și 29%. M-ați întrebat cât luăm, eu am spus în jur de 27. Iată, 26, 27, 28, 29, cam aceasta e marja în care suntem. Și apropo de contact direct cu oamenii, e bine că și colegii din PSD merg între oameni. Sâmbătă am fost la Hunedoara, orașul meu natal, toată ziua între oameni, împărțit pliant, stat de vorbă cu doamna oameni. Dăncilă? Și doamna Viorica Dăncilă a venit cu elicopterul, a mers pe zona pietonală, i s-au arătat pancarte cu hashtag nimic, i s-a cerut demisia, a fost huiduită, s-a urcat în elicopter și a plecat mai departe. Asta cu huiduită, nu știu, n-am văzut nimic la televizor, despre ce ceva. Da. Nu, deci nu putem relata noi. Mie mi se pare surprinzător că un candidat spune că merge pentru prima dată în campanie în județul său. N-am spus prima dată. Și acolo sunt peste 10, ceva normal. Am fost în fiecare săptămână în județul Hunedoara, am spus că am fost... Am fost sâmbătă în municipiul Deci este Hunedoara. Important că se merge pe stradă, se discută cu oamenii. Partidul Social Democrat caută să facă lucrul acesta și nu o facem doar noi candidații, merg și miniștrii, merge și primul ministru. Cred că e important ca cei care au răspundere și responsabilități să meargă, să discute. Cu oamenii vedem și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Noi încercăm să facem cât mai multe lucruri și faptul că doamna prim-ministru merge astăzi, discută în fiecare județ cu oamenii, prezintă rezultatele guvernării și rezultatele Programului Național de Dezvoltare Locală, aceste lucruri sunt extrem de importante în discuțiile cu oamenii. Dumneavoastră ați mers, bănuiesc, în țară, v-ați dus față de bun. Dacă uitați pe paginile mele de rețele sociale, o să de fiecare zi. E, ce vreau să spun? Dumneavoastră v-au huiduit oamenii? Adică să fie și... Deci doar cu drag ne-au ceva? Nici de cum. Nu, oamenii spun, în general, lucruri foarte pozitive vis-a-vis de Partidul Social Democrat și politicile noastre. Discutăm despre aceste lucruri. Într-adevăr, aș vrea să vorbim și mai mult despre alegerile pentru Parlamentul European, ce vom face la Bruxelles. Din păcate, vedem și această chestiune, că unii se concentrează doar despre anumite persoane, vorbim despre anumite persoane sau despre lupta politică internă, în loc să vorbim despre ce putem face la Bruxelles. Eu cred că aceste alegeri reprezintă o miză foarte importantă pentru România. Dar n-am văzut ce putem face la Bruxelles? Adică nu e ca și cum e prima dată când mergem acolo. Am mai fost la alegeri europarlamentare, am mai avut europarlamentari. Eu cred că putem face foarte multe lucruri acolo la Bruxelles. Și aici cred că o să fim pe acea lungime de unde, spunând că în Parlamentul European poți ca europarlamentar să inițiezi proiecte pilot, să depui amendamente, să te prezinți cu rapoarte și poți să schimbi lucrurile.
exemplu, spune domnul Zifri Moșan că doamna Viorica Dăncilă a trecut pe acolo. A trecut, a stat 9 ani în Parlamentul European. Eu în 5 ani de zile am fost raportor din partea Parlamentului European sau al grupului PP pentru 44 de rapoarte. Dumneaei, 9 ani de zile, un singur raport care modifica metodologia de raportare la niște fonduri europene pentru agricultură. Eu nu nimic cred că în 9 ani de zile, nimic în 9 ani de zile, de pe urma căruia să fi reieșit ceva bun pentru poporul român. Da, eu nu cred că lucrurile stau așa, doamna Viorica Dăncilă, dar din nou vorbim de o persoană care nu e candidat, dar trebuie să spun că a fost foarte activă în Comisia de Agricultură și a venit acolo cu o serie de amendamente importante pentru ce înseamnă partea agricolă a României. Într-adevăr, poate alții nu au făcut suficiente când au negociat subvențiile foarte scăzute pentru fermierii din România, da? Nu au avut un comisar pentru agricultură. Domnul Șoșpă, că l-a susținut dumneavoastră. Dar haideți să vorbim de Parlamentul European. Eu, un Parlament European în 3 ani de mandat, am inițiat cele mai importante proiecte pilot în valoare de aproape 60 de milioane de euro. Am fost raportor pe subiecte importante care au sprijinit crearea a 12.000 de locuri de muncă la nivel european. Iată, eu sunt un candidat. Haideți să vorbim despre rezultatele mele, rezultatele tale și mai departe să prezentăm oamenilor de ce trebuie să vină la vot. Domnule Negrescu, dar dumneavoastră nu v-au mai votat odată românii și la alegerile anterioare? Da. Păi și de ce nu sunteți europarlamentar acum? Pentru că la jumătatea mandatului am decis să vin pentru a pregăti președinția României la Consiliul Uniunii Europene. Și atunci de ce nu sunteți ministru acum? Am pregătit temeinic această președinție, lucrurile sunt în ordine. Iată, avem rezultate pentru această președinție și acum merg din nou la Parlamentul Român. V-ați dat demisia ca să reactualizăm. Că nu mai era nimic de făcut. V-ați dat demisia ca, din funcția de ministru cu următoarea declarație pe care ați făcut-o la domnul de la Digi24, îmi scape numele, domnul Plenicianu. Am făcut una și la B1 TV. Așa, nu, dar mie mi-a plăcut, că îmi place starea de mirare a domnului Plenicianu, care era foarte potrivită cu declarația noastră și atunci de-aia l-am invocat. Să vă zic declarația. Poți să vă zic declarația? Eu pot să vă spun acum că e mai bine, urmarea discuțiilor purtate am ajuns la concluzia că nu mai pot exercita mandatul la același nivel ca până atunci. Am anumite standarde profesionale, încerc să-mi fac treaba cât mai bine, ziceați dumneavoastră în urmă cu ceva timp. Deci, practic, s-a ajuns la o scădere a standardelor, sub care, mă rog, nu ați vrut să vă poziționați. Am lăsat un alt coleg, iată că rezultatele președinției vorbesc de la sine, împreună cu colegii mei din Guvernul României. Iată, am demonstrat că România și Guvernul României este capabil să gestioneze adecvat o președinție la Consiliul European. Erau unele voci, inclusiv președintele României spunea că nu eram pregătiți și iată că am fost foarte bine, pregătiți. Și din nou revin la chestiunea aceasta. Eu am fost un europarlamentar performant, zic eu, și un membru al cabinetului care s-a dedicat foarte mult aceste activități și iată că din nou în echipa Partidului Social Democrat, din care fac parte de foarte mulți ani, caut în continuare să fac și mai multe în Parlamentul European. Deci rezultatele vorbesc de la sine, suntem o echipă, evident putem avea uneori viziuni diferite, dar impasă să ne luptăm până la capăt, nu să schimbăm partidul. Ca alții mai schimbă partidele. Putem să luăm și declarațiile cu schimbarea partidelor. Faceți o trimitere la domnul Zifi Mureșan, care a fost PNP și e PNL acum? Tot ce s-a, răspund cu plăcere tuturor întrebările. Păi cred că acolo bătea domnul Negrescu. Tot ce s-a obținut pe durata președinției române a Uniunii Europene s-a obținut datorită diplomaților români, funcționarilor români pregătiți, competenți, deci miniștrii guvernului din Dăncilă, nu au reușit să pună nicio temă românească oameni pe agenda pregătiți Uniunii Europene. De 2 ani de către Guvernul României, oameni în care nu s-a investit... De către Secretariatul General al Uniunii Europene, al Consiliului Uniunii Europene. Deci au făcut programe, nu am avut experți români. Experți români, experți străini care au pregătit de la experții anteriori. Păi nu doar chestiunea aceasta, trebuie setate lucrurile acestea. Credibilitatea guvernului Dăncilă pe plan european este zero. Din trei motive. Unu, datorită atacurilor la justiție. Doi, din cauza. Deja credibilitatea domnului Mureșan. Păi nu, datorită, că ajută PNL-ul faptul că e credibilitate redusă. Credibilitatea guvernului Dăncilă pe plan european este zero din următoarele trei motive. 1. Datorită atacurilor la justiție. Vor amnistie, vor grațiere, au încercat să slăbească justiția. De 2 ani de zile se spune lucrul ăsta. S-a întâmplat amnistia? S-a întâmplat amnistia? Ați dat ordonanța 13? S-a întâmplat amnistia? Pe s-a întâmplat amnistia acum? Nu s-a întâmplat amnistia. A fost 16.000 de criminali pe stradă și infractori ca urmare a recursului comunicatul compensator. De presă, să aveți surpriză. 1.800 de violatori scoși pe... Acolo spune că doar... Deci în comunicatul de presă, uitați-vă mai atent, că sunt 16.000 de persoane care, da, au fost eliberate, dar cele care sunt eliberate din acest motiv al recursului compensator este mult mai mic. Și cele 1.000 de persoane pe care dumneavoastră le invocați nu sunt automat din cele 1.800 de criminali. Nu sunt
automat, nu sunt cei din recurs compensator de tot. Nu toți sunt. Peste 1000 au recidivat. Ați umplut strada de tâlhari, deci CEDO, de criminali, CEDO de recidiviști. A condamnat România și a obligat la măsuri. Au fost mai 150. Nimeni nu a obligat România să scoate criminali și infractori în stradă. 150 de atacuri la CEDO față de România, față de situația din penitenciare și a fost și un caz, o decizie pentru o acțiune pilot care trebuia să genereze anumite rezultate. Credeți că asta a fost intenția? Nimeni nu a cerut să scoateți criminalii. Au fost mai multe soluții evaluate, da? Inclusiv de Ministerul Justiției, nu de un ministru sau altul, și această soluție a fost pusă în baza analizei pe care a făcut-o Ministerul Justiției. Deci și nu, care și deci cumva dați vina pe domnul Ministrul Justiției, adică Justiției. Punem în cărca domnului Tudor Toader. Credibilitatea e scăzută din cauza atacurilor la justiție. Doi, modul în care gestionează economia. România avea 0% rata inflației când a venit la guvernare. Și are cea mai mare creștere economică la nivel european. Și creșterea economică nu este cea pe care o prognozează Viorica Dăncilă. Păi nu, și veți vedea, e mult mai mică pe acest. Și 4,8%. Datorită modului în care se raportează la propriul popor, Viorica Dăncilă a spus lucruri neadevărate despre protestatarii pașnici de pe 10 august din Piața Victoriei în scrisori oficiale cu antetul Guvernului României adresat de președintelui Comisiei Europene. Justiție, economie și modul în care vreți se raportează să le disecăm la propriul popor. Pe rând? Da, eu aș vrea să spun de ce, de exemplu, Partidul Național Liberal nu ar fi foarte credibil. Pentru că pe listă îl are pe domnul Blaga, pe domnul Motreanu, pe domnul Falcă, pe domnul Hava, care Motreanu cere. Păi uite, au fost toți la un moment dat vehiculați în diferite spețe, dar au fost condamnați. Justiție. Păi nu știu, au fost anchetați. Nimeni nu a fost condamnat. Au fost anchetați. Și iată, domnul Hava ce? A fost și dânsul de astfel de spețe. Iată. E totuși un... Iată, nu, dar vreau să spun așa că dacă spui ceva, spui că ești curat, da, că ești 100%, perfect, nou și așa mai departe. De ce nu aveți oameni noi pe listă? De ce sunt aceiași oameni care deseori au fost invocați în astfel de situații? Domnul Rareș Bogdan, vă place? Uitați-vă și la chestiunea aceasta. Domnul Rareș Bogdan, vă place? Eu cred că trebuie să avem oameni care știu ce înseamnă politica europeană. Nu trebuie să luăm oameni doar eu sunt fost jurnalist, asta termin și eu. Și eu am fost în presă. Da? Într-adevăr, în presă acum este un anumit tip de experiență, dar nu am mers direct din presă la Bruxelles. E o diferență foarte mare și aici cred că suntem amândoi de acord că trebuie să cunoști politica europeană, să ai contacte la nivelul familiei politici, să ai contacte la Bruxelles, să știi ce înseamnă asta. Eu sunt cadru universitar și expert în politici europene, chiar veneam de la ore. Mă scuzați că am întârziat un minut, pentru că e important lucrul acesta, să mergi acolo, să trimiți oamenii pregătiți la locul potrivit. Despre asta e vorba, nu să iei un primar să trimiți mâine. Puseți o listă. Deci prima problemă ar fi niște nume de pe lista de europarlamentari. Blaga, stați să răspund. Cine se bage România? Păi nu le facem așa. Strângem toate problemele și le rezolvăm ulterior. Punctul 2. Ce nu vă mai place la lista PNL-ului? Lipsa unui program. Da, ei n-au avut un program pentru alegerile parlamentare. Iată că nici acum nu s-au prezentat cu un program cu măsuri concrete. Păi iată, astăzi, la finalul campaniei. Deci e important. Da, important este că nu e acum. Nu înțeleg de ce nu aveți un program. Nu spuneți ce vreți să susțineți acolo în Parlamentul European și rezultatele. Deci încă o chestiune extrem de importantă, da? Și al treilea lucru este vorba că reprezentanții drepte românești și inclusiv la PNL constant la Bruxelles au vorbit de rău România. Fals. Și nu mă refer aici doar de guvern. Adică vorbim de oameni care au avut pe listă. I-au avut pe listă. Da, ideea este felul următor. Au fost oameni care au lucrat acolo și au avut aceste tipuri de mesaje promovați de PDL. Domnul Victor Negri, nu secundă. Deci atacul României la Bruxelles. Vreau un scurt excurs la ce spuneți dumneavoastră. Doamna Viorica Dăncilă, ca prezență în lume, vi se pare un atac la adresa României? Noi vorbim acum de alegerile pentru parlamentare. Este deranjat de atacul adresa României. E primul ministru al României. Una este să critici ce revenim se întâmplă la țară și alta este să spui acolo în plen. Vrem articolul 7 împotriva României. Împotriva unui PSD-ist. Articolul 7 împotriva României și trebuie să fii ponderat atunci când spui anumite lucruri. Lupta politică exportată dăunează României, nu doar unui partid. Îi aveți pe domnul Blaga, Motreanu, invocați de domnul Negrescu ca niște vulnerabilități pe listă. În primul rând, cine se bage România în spațiu Schengen? Carmen Dan sau Vasile Blaga? Vasile Blaga a fost ministru al internelor, sub conducerea căruia... Și n-a băgat România în Schengen. Te-am lăsat să vorbești. Dar nu, ai intervenit peste mine. Te-am lăsat. Când mi-ai cerut să te las, te-am lăsat. Te rog. Vasile Blaga a fost ministru al internelor, sub conducerea căruia România a îndeplinit toate criteriile tehnice de aderare la zona Schengen. Și cu ce ne-a ajutat, ca să zic așa, că tot au venit guverne care nu au fost credibile pe plan european și nu au reușit să convingă ceilalți parteneri. Primarii Hava și Falcă. Una din prioritățile Partidului Național Liberal în Parlamentul European în următorii 5 ani va fi simplificarea regulilor la absorpția de fonduri europene. Mircea Hava este campion la absorpția de fonduri
alegerilor europene, la fel și Gheorghe Falcă, acești primari care au schimbat fața orașelor pe care le-au condus în ultimii ani, știu exact să ne spună unde poate fi redusă birocrația, cum poate fi... Dar ei rămân la Bruxelles? ...de fonduri europene. Răspunsul este da, 100%. Deci renunță la primărie. Și nu e în regulă asta? Da. Adică de ce să nu avem un primar bun în condiții? Oamenii din orașul domnului Hava, mulțumiți de domnul Hava, vor vrea să-l oprească pe domnul Hava. Vă răspund. Furvota PSD. La ultimele alegeri pentru Parlamentul European, vreau să vă spun că au votat în proporție foarte mare pentru candidatura noastră, Partidul Social Democrat. Dar iată, pentru că oamenii potrivit la locul potrivit. Acum, să încheiem cu domnul Hava. Mircea Hava și Gheorghe Falcă, amândoi, își vor lua mandatele în Parlamentul European, iar primăriile lor vor fi conduse de viceprimari pregătiți să preia atribuțiunile în primărie, tot aparatul primăriei, toți experții pe fonduri europene pregătiți, școliți sub conducerea lui Gheorghe Falcă și Mircea Hava, vor rămâne acolo, își vor continua treaba și sub conducere PNL, atât Arad cât și Alba Iulia vor continua să se dezvolte foarte bine. Toma spunea că, de fapt, primarii aceia sunt doar de imagine. De fapt, sistemul public contează de la sine. Da, într-adevăr, avem funcționari buni în acele două, primării, dar, din nou, n-a răspuns la întrebare. Au fost în astfel de spețe? Au fost în spețe care dumneavoastră le invocați ca fiind neregulă. Da? Adică, nu mă refer... Ideea e următoarea. Da. Revenind la chestiunea aceasta, poate vorbim un pic prea repede, pentru că n-am ocazia să ne auzim. Revenind la chestiunea aceasta, au fost acești oameni au fost în astfel de spete, da? Dumneavoastră spuneți, vrem o listă de oameni curați 100%. Este de această listă curată 100%? Câte doamne aveți pe listă? O singură doamnă, din nefericire, este prezentată doar ca fiind soția domnului Crin Antonescu. Aveți tineri pe listă sub 35 de ani? N-aveți pe locuri legibile tineri sub 35 de ani? Nu, zic, 37 de ani. Da, nu este sub 35, cum se spune că tinerii cam în categoria asta merg. Deci, iată, voi spuneți că vreți să reprezentați astfel de categorii și nu le reprezentați. Aveți oameni care au lucrat în mediul privat? Nu aveți pe listă oameni care au lucrat în mediul privat? Rareș Bogdan! Da, mai puțin Rareș Bogdan, care e pată de culoare, da, tot așa Rareș Bogdan e de toate. Da, adică el e prezentat ca fiind... Păi de-aia l-au pus locul pe listă, nu? Okay, nu e logic. Numai că e nou membru, dar ideea e următoarea. Revenind la chestiunea aceasta, adică trebuie să pe cine reprezinti și să mergi cu mesaj și să fii coerent până la capăt. Adică eu citeam un articol, din nou revin la mine acasă, la Alba Iulia, al lui Mircea Hava, da, în presa locală, și zice așa, puteți să-l căutați, e pe un ziar local, și zice așa, domne, la aceste alegeri nu trebuie să votați anti-PSD, asta spune el, și nu trebuie să votați anticorupție, că oricum nu contează. Asta spune într-un articol acolo pe presa locală. Deci fii și voi coerenți, că la nivel local când mergeți este bine să stai cu oamenii pe stradă, este bine să stai cu preotul lângă tine, este bine să stai cu investitorul local. Dacă veniți aici și stați pe platoul de televiziune, domnule, ăia-s răi care sunt pe plan local, sunt atât de răi încât vreți să scăpăm de ei. Toate topurile internaționale legate de activitatea europarlamentarilor spun că europarlamentarii Partidului Național Liberal, Zicfried Mureșan, Adina Vălean, Marian Jean Marinescu, Cristian Bușoi, au fost între cei mai influenți europarlamentari pe care i-a avut România. Și cu mine. Și domnule Grescu n-a fost? Și cu mine. În trei ani de mandat, lui am considerat, m-a evaluat în top 5 europarlamentari. Și doamna Viorica Dăncilă în Politico a fost prezentată ca unul dintre cei mai influenți politicieni din Europa. Iată că, dacă nu... A apărut un top ironic. Era un Politico. Dar iată, deci putem să invocăm astfel de... Bună, ce se simți? Bine, vă rog, ca să revenim la primii program. 10, pe locurile eligibile, aveți de la Partidul Național Liberal 4 europarlamentari care au obținut lucruri concrete pentru România. La PSD, Claudiu Manda, de la Dol, și pot să mai continui lista respectivă. O listă mai corectă a fost o listă pe care Victor Negrescu s-ar fi găsit pe un loc mai sus de locul 9. Da, de pe un loc eligibil. Da, este, dar e mai bine calificat decât Claudiu Manda. Deci e o listă pestriță la Partidul Social Democrat. În plus, este lista unui partid izolat în Europa. Da, socialiștii europeni au înghețat relațiile cu PSD-ul, un vot dat PSD-ului pe 26 mai este un vot pierdut. Europarlamentarii PSD-ului nu vor putea obține nimic pentru România în următorii 5 ani. Pentru domnul Negrescu. Nu vi se pare deranjat? Hai să fim de acord că ați făcut niște lucruri acolo la Bruxelles, că citeam acum în acțiunile noastre acolo, sunteți un genul care faceți câte ceva pe acolo. Nu vi se pare deranjant că e pus domnul Claudiu Manda mult în fața dumneavoastră, nu sunteți pe nou, abia după cât ați făcut pentru Partidul Social Democrat acolo la Bruxelles, și domnul Claudiu Manda pe locul 2? Eu cred că avem o echipă foarte bună. Adică domnul Claudiu Manda este un parlamentar cu experiență, cum sunt și alți colegi cu experiență. Dar parcă vorbeam de experiența pe plan
european înainte. Da, ce experiență pe plan european are domnul Manda? Eu nu fug de colegii mei. Dânsul dădea foarte multe explicații să-i apere. Așa, păi nu e adevărat, tu, băi, echipă. Am spus că sunt și foarte echipa aceasta merge în Parlamentul European pentru a se lupta pentru România. Avem oameni cu diferite tipuri de profil. Oameni care vin din diferite zone ale țării, asta e foarte important, adică noi trebuie să reprezentăm România în integralitate, eu reprezint regiunea centru, domnul Claudiu Manda vine din zona Olteniei, este important ca fiecare cetățean din România să se simtă reprezentat la Bruxelles și acest lucru este un și domnul Tehnici de ce regiune? Regiunea de nord-vest. A cui? Americii? Regiunea de nord-vest, da, dânsul este din acea zonă, din Sălaj. Când a trecut el ultima dată pe Sălaj? Dânsul este din Sălaj. Păi nu era domnule preot în California? Este un om care chiar este cunoscut. Nici lui ce nu putea să vină la Sălaj, că avea slujbă în California. Îi lăsa pe Enoria și așa, mă scuzați, mă duc în Sălajul natal. Profesia lui e o problemă? Nu e o problemă, dar nu mai are nicio profesie acum pentru că a fost dat afară din biserică, nu? Vorbiți de profesia dânsului. Ba vorbesc de profesie, adică... pentru că e o profesie care intră în contradicție cu activitatea politică. Mie mi se pare șocant când o față bisericească intră în partid. O comunitate să fie reprezentată, ca și cum ați referit la religia domnului Iohannis, ca fiind un lucru rău, ceea ce nu mi se pare potrivit. N-a vorbit nimeni de religie, a vorbit de profesie. Dimpotrivă, a valorizat meseria domnului Terheș și a întrebat mirat, așa am înțeles-o de la colegul meu, un om care ascultă, a întrebat mirat de ce ar renunța la o profesie ca cea de preot pentru o profesie ca cea de politician. Deci e cumva invers ceea ce spuneți dumneavoastră. Având în vedere că prin lege sunt incompatibile. Da, da. Adică valorizând meseria de preot. Renunț la Dumnezeu pentru PSD. Nu vi se pare straniu? Domnul respectă evident legea și în acea profesie a dezvoltat această capacitate de a asculta pe oameni, de a discuta cu ei și trebuie să-i reprezinte. Deci dânsul e pe zona de Sălaj, ca să înțelegem ce relevanță are geografică. Bun, am urmărit lista dumneavoastră cu problemele pe care le identificați la adversarul politic. Și am văzut că și domnul Mureșan a sesizat că PSD s-a raportat greșit la popor și că ar fi distribuit informații mincinoase despre români cu privire la evenimentele din 10 august. Dar și domnul Negrescu vă consideră niște agresori ai României pentru că ați fi lansat minciuni la adresa României. Deci, practic, Radu, poate am înțeles eu greșit, poate citesc ostentativ sau malițios, dar ambii candidați se acuză reciproc de același lucru? Deci, practic, aveți împărțit vina. Acum, dincolo de toate chestiunea asta, că am început foarte activ. Da. Acum, eu cred că amândoi avem o mare responsabilitate. Da? Suntem doi candidați tineri și trebuie să facem politică altfel. Asta, sincer, trebuie să facem, indiferent de partidul pe care reprezentăm. Și acolo, la nivelul Parlamentului European, trebuie ca să trecem uneori peste aceste diferențe pentru a ne lupta pentru România, pentru zona pe care deci reprezentăm. Deci admiteți că e o greșeală felul în care s-a făcut politica în Partidul Social Democrat până acum și veniți cu o idee că trebuie să facem altfel, nu? Nu, noi spunem așa. Eu spun așa, că Partidul Social Democrat e primul partid care caută să vină cu aceste soluții de compromis. Consensul de la Znagov, care a dus România în NATO și Uniunea Europeană, a fost un consens promovat de Partidul Social Democrat. Trebuie să revenim poate la anumite standarde politice și cred că România are mai mult de câștigat dacă ne certăm mai puțin acolo. Bun. Aici poate putem să o facem. Răspund la asta. Prioritatea europarlamentarilor PSD în ultimii 2 ani de zile în Parlamentul European a fost să convingă Europa că Liviu Dragnea este om cinstit. Noi nu ne putem ralia unui asemenea demers. Europarlamentarii Partidului Național Liberal au apărat întotdeauna România, au apărat întotdeauna români, peste tot pe unde am putut, am susținut români pe plan european. Dar nu pe cea mai bună dovadă, pe românii cinstiți, evident, cea mai bună dovadă a fost procedura, nu mă abțin. Păi, nu puteți cere să merg în Parlamentul European să spun că infractorul Liviu Dragnea, condamnat recidivist, e om cinstit. Nu se poate asta. Nu, dar separat așa puțin pe categorie. Procedura de desemnare. Deja că e recidivist. Cine nu-i cinstit? Cine stabilește? Sunt două procese. Unul condamnat și condamnat doilea definitiv și celălalt în primă instanță. Nu știu dacă are... Procedura de desemnare a primului procuror șef al Uniunii Europene. Partidul Național Liberal a susținut candidatul român, a votat candidatul român pe doamna Crăvâșii, am convins majoritatea... Era candidatul român, era candidatul României. Voteze. Exact, era un român. Era un român. Spus, când un român are șansa să ajungă într-o asemenea poziție, o susținem. Partidul Social Democrat s-a dus cu 5 europarlamentari și a votat împotriva românului. Haideți să vă întreb altfel, ca să privim și din punctul de vedere al PSD-ului, dacă acel candidat român pentru o funcție importantă ar fi fost, să zicem, Liviu Dragnea, l-ați fi susținut? Pe Liviu Dragnea nu... Care e român. Să vă spun. Este argumentul că e român, putem să punem și problema în felul acesta. Da. Pe Liviu Dragnea, doamna Crăvișii trecuse printr-o procedură de preselecție, unde un comitet format din 12 experți internaționali au concluzionat că dumneaei este cel mai bun candidat, candidatul cel mai bine pregătit pentru poziția respectivă. Niciodată un comitet format din 12 judecători cu reputație internațională nu va concluziona că Liviu Dragnea este potrivit să devină procuror șef european. Spune, oricum nu vorbim despre asta, dar cazul a fost mai mult, a fost un vot, Viorel Ștefan, da, în Parlamentul European. Sigur.
pentru... Și tot un român candidat. Curtea de conturi europeană, nu? Credeam că spuneți Gheorghe Ștefan, că aici are o problemă domnul Zicri Mureșan. Gheorghe Ștefan, nu e o problemă? Că am auzit-o pe doamna Elena Udrea zicând recent că va domnul Gheorghe Ștefan campania electorală și că nu puteți vorbi aveți un discurs anticorupție câtă vreme ați fost plătit de către un domn ca Gheorghe Ștefan. Fals, nu. Ca dacă tot luați o glumă ca asta serios, de care Udre, da, acum... citată doar pe Sputnik, vă răspund cu plăcere. Nu am solicitat niciodată nicio finanțare pentru campania mea electorală, nici în 2014, nici în 2019, nu am obținut niciodată nicio campanie, nicio finanțare pentru campania mea electorală. Nu va plăti domnul Gheorghe Ștefan, cum ar fi spus. Și o altă întrebare care se ridică în privința noastră, domnul Zicfrid Mureșan, vine din partea domnului, că trebuie să lămurim niște lucruri, sigur, care s-au vehiculat în spațiu public, fost consilier prezidențial, fost secretar de stat, domnul Adrian Rădulescu, fost coleg cu dumneavoastră. Da. Bănuiesc că nu-l puneți cumva, nu-l scoateți în cadru, că domnule, n-are nicio relevanță. Sau e un om totuși cu oarecare relevanță. Primis în judecată, cred la fel, probabil chiar condamnat în niște dosare. Fost coleg de-al dumneavoastră. La PNP a fost colegi. Da, zice așa, domnul Adrian Rădulescu, serviciile ne-au, în legătură cu venirea noastră, serviciile ne-au spus că e marele român care a lucrat în guvernul german, ceea ce e adevărat. Fals, în Parlament. În Parlament, mă rog, ați lucrat în așa, care are relații și care poate să ne reprezinte. Adică, într-un fel, se speculează că ați fi omul serviciilor secrete. Dar mi se pare mie s-au spus că domnul Rădulescu are niște dosare, că n-are. Ba da, a avut. Păi, dar n-are nicio condamnare, n-are niciun dosar în momentul de față. Este ca Vasile Blaga. Deci, ca să vă rămâni, n-are niciun dosar. N-are niciun dosar, dar deci, are această declarație. Nimeni nu a îndrăznit să facă o asemenea acuzație la adresa mea, fiindcă ar fi falsă și imediat, evident, aș acționa persoana respectivă în judecată. Au încercat să mă denigreze, fiindcă nu au alte motive care să mă denigreze, deci resping categoric orice acuzație ce merge în direcția respectivă, nefondată, zero. Bun. Vreau să-l întreb pe domnul Negrescu, înainte să luăm pauza de publicitate care se apropie, vreau să vă întreb care a fost poziția dumneavoastră la referendumul pentru familie, referendumul susținut de partidul dumneavoastră, pe Partidul Social Democrat. În ce sens? Cum v-ați poziționat în cadrul acestui referendum? De care a fost poziția noastră în cadrul referendumului susținut de Partidul Social Democrat și organizat? Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat mi-a dat sarcina să realizez un draft de proiect de lege de tot ceea ce înseamnă partea de parteneriat civil. Nu. Discuțiile cu ONG-urile, discuțiile cu reprezentanții structurilor religioase, am venit cu un astfel de proiect care a fost prezentat. Referendum pentru familie. Ați votat la referendum pentru familie? Am votat la referendum, cred că să votezi în general. Da, deci susțineți demersul de a se merge. Am votat la referendum cum votez la toate alegerile, indiferent de ceea ce se prezintă la lege, pentru că eu cred că atunci când ești ales al poporului, trebuie să faci lucrul acesta, să mergi la vot. Cum votezi? Mai există și varianta boicotului, care uneori e perfect onorabilă. Da. Noi am avut dezbatere amplă aici pe referendum, deci există toate punctele de vedere reprezentate la masă. De vot e singur și asta este foarte important. Și eu cred că democrația e făcută și pentru acest lucru. Însă îmi asum acel proiect lucrat împreună cu parteneriatul civil și asociațiile religioase. A fost un partener mai larg, discutat și cu celelalte partide politice și un proiect bun de la care se poate începe a se lucra în Parlamentul. În urma căruia, momentul declarației, dacă vă aduceți aminte, chiar în prima zi de după referendum, eu mi-aduc aminte bine, vi s-a interzis să mai faceți declarații publice. Nu știu cine a zis chestiunea ta. Deci nu e falsă ideea. E falsă ideea. Pentru că din momentul acela chiar am remarcat că n-ați mai făcut nicio declarație publică. Nu, am avut destul de multe. Ați avut, da? Poate n-am mai remarcat. Poate erau controversate. Când nu e controversat sau că nu vrea lumea să transforme ceva controversat, apar mai puțin. Eu am făcut o politică pozitivă și continui să fac în continuare în echipa Partidului Social Democrat. Sunteți susținători. Partidul Social Democrat, am văzut că are această, cel puțin în spațiu public, apucătură de a susține valorile tradiționale. Sunteți un susținător al valorilor tradiționale? Da, valorile tradiționale sunt importante. Ele sunt legate inclusiv de valorile europene. Nu sunt în contradicție. Okay. Da? Dacă eu sunt mândru de zona de unde provin, sunt mândru de România, pot fi un bun român și un bun european în același timp. Pot fi un bun Alba Iulian, evident, și un bun român în același timp. Problema e că în spațiul european, partidele de stânga sunt progresiste, iar în România, toată lumea e ultra-tradiționalistă. Deci noi suntem o țară de conservatori. Partidul Social Democrat e conservator, Partidul Național Liberal e conservator. Până și ALDE e conservator în România. Ideea e că atunci când trimite reprezentanți peste hotare, devin bruți progresiști. N-ar fi o problemă să fie oamenii progresiști. E o problemă când în țară sunt tradiționaliști, se îmbracă în ie, în ițari, își pun opinci și că
când ajung în Parlamentul European. Dar lucrurile nu merg una împotriva celelalte. Adică cum, Doamne iartă-mă, numeri tradiționaliști împotriva progresiștilor. Poți fi atașat de anumite valori sau tradiții, da? Și în același timp să fii progresist în gândire și anumite politici. Da? Asta e un lucru care se întâmplă, inclusiv pe partea de stânga a politicii. Și Partidul Social Democrat este un partid cu 500.000 de membri. Reprezentăm oameni cu opțiuni diferite uneori, dar oameni de stânga. Eu reprezint ceea ce înseamnă mișcarea progresistă a Partidului Social Democrat. Domnul Zifri Mureșan, aveți de adăugat ceva la ce a spus domnul Victor? Că încheiem prima parte. E interesant ce spune domnia sa și compar cu declarațiile liderilor PSD, care de dimineață până seara încearcă să ne convingă că Uniunea Europeană este un inamic al României, că este un inamic al românilor, că Uniunea Europeană ne vrea rău, propagă o serie de știri false și o serie de neadevăruri legate de Uniunea Europeană, când de fapt, de când România a devenit stat membru al Uniunii Europene, noi am contribuit cu 17 miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene. Păi mi-a interesat mai mult cât am reușit să... 51! Să luăm de cât... Am plătit 17, am luat 51, am luat cu 34 de miliarde mai mult. Datorită deci, guvernelor PSD. O glumă. PSD-ul de 2 ani jumate nu a reușit să depună nici măcar un singur mare proiect de infrastructură de fonduri europene la Comisia Europeană. Rata de absorție este la 30%, am luat-o la 0. La 16%? 16 sau 30%? 16% pe mai proiecte de infrastructură. 40% e pe agricultură, unde banii vin automat. Că vreți să apărați mandatul domnului Ciolo și domnului Ghinea, că i-a susținut din Parlament. Ușor! Imediat vom vorbi despre mandatul domnului Ciolo, pentru că a făcut o declarație interesantă colega dumneavoastră de listă. O să discutăm imediat și despre lucrul acesta, dar până atunci hai să luăm o scurtă pauză și ne întoarcem cu această dezbatere, așa ca un eveniment petrecut în cadrul acestei campanii la Bună România. Am revenit în direct, dezbatere electorală, Zicfri Mureșan de la Partidul Național Liberal, europarlamentar și candidat pentru încă un mandat, Victor Negrescu, Partidul Social Democrat. Îi prezentăm un fost europarlamentar, fost ministru și actual candidat. Am vorbit puțin mai devreme despre agricultură, l-am invocat așa, cred că fără să-l numim și pe Dacian Cioloș. Avem o declarație a colegei domnului Negrescu, e deja colega dumneavoastră, fosta jurnalistă Carmen Avram, actuala PSD-istă candidată pe loc ultra eligibil, locul 2, veți face europarlamentar, că 5% știm sigur că ia PSD-ul, indiferent cât vă prezentați sau nu. La vot, haideți să o ascultăm și dezbatem după ei. Aș vrea să vă cer iertare în numele unor oameni care au făcut rău acestei țări și mai ales tagmei dumneavoastră. Aș vrea să-mi cer iertare, de exemplu, în numele acelui comisar european pe nume Dacian Cioloș, care spune că e român și care în 2013 a negociat pentru dumneavoastră cele mai proaste subvenții din Uniunea Europeană. Aș vrea să-mi cer iertare în numele acelor supermarketuri care vă fac să treceți prin clipe umilitoare când trebuie să mergeți și să încercați să-i convingeți că mărfurile dumneavoastră merită să ajungă pe rafturi și ei vă resping sau vă pun să negociați atât de dur încât până la urmă parcă le-ați dat gratis. Da, cam așa ceva. Declarație impunătoare a domnului Carmen Avram. Așa o fi, domnul Zicfri Mureșan? Încep cu dumneavoastră. Păi în numele domnului Cioloș nu pot să vorbesc. Eu să vorbească domnia sa, eu vă pot spune ce își propune Partidul Național Liberal să facă cu subvențiile la agricultură în următorii 5 ani în Parlamentul European, și anume dorim creșterea subvenției la hectare pentru fiecare fermier român până la nivelul mediu al subvenției din celelalte țări europene. Unul la mână, doi la mână. Dorim să lansăm noi proiecte pe fonduri europene pentru fermierii români, programul Prima Fermă și programul Prima Seră, prin care să primești ajutor de la nivel european dacă dorești să dai drumul unei ferme sau unei sere în România, în special români din diasporă, care au lucrat în agricultură în Spania sau în Italia, sunt interesați de un asemenea program, ne-au spus de el și l-am trecut în programul nostru electoral pe care îl vom prezenta luni și vom face aceste lucruri pentru fermierii români în Parlamentul European. Și practic am avut un comisar european care a negociat, conform spuselor colegii dumneavoastră, niște subvenții extrem, extrem de drastice pentru români. Așa o fi, domnul? Domnul Cioloș a fost comisar al României timp de 5 ani, comisar pentru agricultură. Da. Și ar fi trebuit acolo să lupte pentru ca subvențiile să fie egale la nivel european. Într-adevăr, România este pe ultimele locuri în ceea ce înseamnă subvențiile alocate pe hectar, pe diferite tipuri de culturi. Și în contextul discuțiilor privind viitorul buget european, ar trebui să ne luptăm și Partidul Social Democrat se va lupta pentru acest lucru, pentru creșterea subvențiilor pentru fermierii din România.
De asemenea, alocarea de finanțări suplimentare pentru dezvoltarea rurală, ceea ce de asemenea foarte important, și finanțarea fermelor mici, de asemenea încă un subiect extrem de important pentru care ne luptăm. Din păcate, avem fermieri, da, din alte zone, inclusiv Cipru, da, dar mai ales din Germania și Franța, care prin sume foarte importante prin aceste subvenții, ceea ce face ca produsele românești să ajungă pe rafturi mai scumpe decât produsele care vin din acele țări. Și creștere economică într-un fel și permitem să cumpărăm, domnul Negrescu, poate că așa se explică. Da, e o diferență de preț când mergi, la magazin și vezi că produsul din Germania este mult mai ieftin decât produsul din România, te întrebi de ce se întâmplă lucrul ăsta. Păi se întâmplă și din cauza subvențiilor. Și mai mult decât atât, și când plătești pe oamenii din agricultură, da? Pe oamenii care lucrează, evident, pe câmp. Din păcate, nu-ți permis să-i plătești când ai subvenția mai mică. De aceea, mulți dintre acești oameni au plecat în alte state pentru salarii mai bune. Noi sperăm să schimbăm acest lucru, evident, cu demersurile pe care le vom face la nivel european. Deci, fostul comisar european din partea României n-a fost grozav. Asta am înțeles de la membrii Partidului Social Democrat. Actualul comisar pe care îl are România e spectaculos? Da, să termin cu domnul Cioloș, că n-am terminat cu domnul Cioloș. Deci știu așa, că a fost nominalizat de către președintele Traian Băsescu. Nu, cu domnul Cioloș, ca să începeți cu doamna Creța. Da. Poți să spun ceva? Și ulterior a vrut să schimbe partii. Ulterior a vrut să schimbe partii, doar de vrut să devină social-democrat, urmă a devenit premier susținut de domnul Iohannis, susținut și de PNL. Dacă veți continua cu informații despre domnul Cioloș, o trebuie să-l sunăm, că îl deranjăm un pic la campanie. Traseul, ca să nu uităm totuși. Scurta precizare a domnului Mureșan, ca să revenim la actualul comisar. Ce a spus Victor Negrescu e corect, cu un mic amendament. Care ar fi acesta? Domnul Cioloș a fost desemnat comisar european de către guvernul PDL-PSD în anul 2009. Dar ne amintim că exista și așa ceva. Doi la mână, guvernul Cioloș a fost votat în Parlament, inclusiv cu voturile PSD-ului. Și Cioloș a fost ministru în guvernul Tăriceanu. Îmi aduc aminte fotografiile cu domnul Cioloș discutând și negocii formarea guvernului cu Liviu Dragnea în sediu PSD. Bun, actualul comisar pe care îl are România, e ceva ce ne dorim în continuare? Că e propus de Partidul Social Democrat. Da, Partidul Social Democrat s-a luptat pentru ca România să aibă un portofoliu important pentru dezvoltare regională, un portofoliu extrem de important pentru că gestionează o bună parte din banii europeni. Acolo au fost câteva lucruri care s-au făcut împreună extrem de utile pentru țară, guvernul României împreună cu doamna comisar, dar sunt și lucruri mai puțin bune. Ce s-a întâmplat, mai ales în ultima perioadă, politizarea excesivă a acestui mandat de reprezentare a României, din păcate, dăunează atât dânsei, cât poate și celor care au susținut la un moment dat. Problema e la Corina Crețu. Eu zic că acum să mergem pe departe. De exemplu, aș vrea să lucrăm împreună pe ceea ce înseamnă finanțările europene, pe marile proiecte, adică să nu fie blocaje sau alte tipuri de interese, dar să sunt convins că cu următoarea Comisie Europeană și următorul comisar o să lucrăm mai bine. Din păcate, asta s-a întâmplat în ultima perioadă când poate toată lumea s-a gândit la liste. Eu aș fi preferat să ne gândim până în ultima. Dacă vă înțelegeați bine, dumneavoastră pesediștii cu doamna Corina Crețu, vi s-a părut că funcționa atât de interesant și așa cum ne dorim relația cu Comisia Europeană? Adică nu mi s-a părut niciodată că am fi avut o rată a atragerilor de fonduri adică foarte mare. Ne putem raporta la un moment pozitiv. Dacă bine a fost, suntem până când s-au certat. Nu, a fost rău tot timpul. Da, până când anumite persoane au politizat. Da, a fost și rău înainte să politizăm. Deci ideea este următoarea. Se pot face foarte multe în această poziție de comisar. E foarte important pe cine va nominaliza România în această funcție, cu o sarcină și cu o direcție foarte clară, cu un mandat. Știți că noi am inovat data trecută făcând ceva inedit. Candidatul României s-a prezentat în comisiile din Parlamentul României și s-a prezentat mandatul în fața comisiilor de afaceri europene. Anterior acestui proces pe care noi l-am creat, comisarul anterior, domnul Cioloș sau domnul Orban, nu a mers să-și prezinte acest lucru în fața Parlamentului României. De aceea este important să dăm dovadă de transparență și nominalizăm. Dar vedem că nu ne-a ajutat cu nimic. Da. Eu zic procedura că România a reușit să tragă o serie de bani europeni, trebuie să avem și mai multe. Domnul Sicri Mureșan ne spune că suntem la pământ în ceea ce privește absorbția de fonduri europene. Realitatea este că atunci când comisarul european Corina Crețu spune că sunt bani pentru a construi 3 spitale regionale, iar guvernele PSD-ALDE nu le-au construit, are dreptate. Cu 300 de milioane de euro n-ai cum să construiești spitale. Guvernele PSD-ALDE de 2 ani jumate nu au depus la Comisia Europeană nici măcar un singur mare proiect de infrastructură. Șoseaua de centură a municipiului București, care trebuie extinsă în regim de autostradă, nu e depusă. Podul peste Dunăre la Brăila nu e depus. Autostrada Pitești-Sibiu nu e depusă. Brașov-Comarnic nu e depus. Pentru autostrada Moldovei. Nimai simplu să ne spuneți ce au depus? Există bani, nimic. De 2 ani jumate nici măcar un singur mare proiect de infrastructură pe fonduri europene. Au atras 1,7 din 10,8 miliarde pe proiecte depuse de guvern. Domnule, eu nu le mai scoat ochii după aceea. Uniunea Europeană. Eu am datoria aici să spun așa. Deci în 2016 rata proiectului era 0%. Acum este aproape 30% în media europeană. Sunt proiecte mari
la care se lucrează, inclusiv podul de la Brăila, și aici cred că nu aveți toate informațiile corecte în această privință. În această privință sunt alte soluții identificate pentru ceea ce înseamnă partea de autostrăzi, pentru că din păcate procedurile mergeau prea greu. Pentru spitale, doamna Corina Cristu a dat chiar un comunicat de presă recent, a spus că e vorba de 300 de milioane de euro. Ori știm foarte bine că în timpul guvernului tehnocrat, da, au făcut o reevaluare a ceea ce înseamnă costurile acestor spitale și costurile au crescut foarte mult și 300 de milioane nu ajung pe acest spital. Domnule Negrescu, ca să simplificăm, domnule Mureșa, cine atrage mai puțin bani decât noi în Uniunea Europeană? Suntem 16% pentru mari proiecte de infrastructură, suntem codași, nimeni nu atrage mai puțin bani pentru mari proiecte de infrastructură, deși noi avem nevoie de mai multe. Deci nimeni nu atrage mai puțin bani decât noi. Suntem cei mai proști? Nu, suntem în media europeană. E vorba de mândrie aici. Nu ne dați nouă bani. Poate vreți bani de la noi. Un lucru important a spus domnul Negrescu mai devreme, a spus așa: construim autostrăzi din alte fonduri decât fondurile europene. Să vă spun un lucru. PSD-ul vrea să construiască autostrada spre Moldova, spun ei, în parteneriat public-privat. În România, în 30 de ani, nici măcar un singur mare proiect de infrastructură nu s-a făcut pe parteneriat public-privat, că legea e prea încălcită. Uniunea Europeană are bani. S-a făcut o nouă lege. Un om de dreapta se opune parteneriatului public-privat. E prima oară când aud un om de dreapta. Avem de ales. Parteneriat public-privat înseamnă că jumătate din banii de autostradă se plătesc din taxele și impozitele dumneavoastră și a doua jumătate pusă de un investitor privat care va dori să-și amortizeze investiția, va pune o barieră la intrarea pe autostradă și taxează de fiecare dată. Bine, noi plătim acum și pentru podul de la Cernavodă, care e făcut de statul român. Vreți să plătiți de două ori în parteneria public-privat sau vreți să o faceți cu bani gratis de la Uniunea Europeană? Ideea e în felul următor. 1. Comisia Europeană a spus foarte clar că inclusiv pentru parteneriatul public-privat poate aloca finanțare europeană într-un cuantum mai mic. Deci nu se pierd banii europeni în sensul acesta. E important să facă proiectul mai repede. Că atunci când ai un partener privat, acesta e interesat să termine lucrarea mai repede pentru că vine cu banii săi. Acum, așa s-a făcut și invers. Nu, în Franța se plătesc autostrăzile? Se plătesc autostrăzile în Franța. Iată tot. În Franța nu avea atâtea fonduri europene cât și noi. Dumneavoastră vreți să plătim autostrăzi și să pierdem fondurile europene? Eu vreau să tragem banii europeni gratis. Aducem și banii. Asta vă spun că banii nu se pierd. Păi vă spun că inclusiv pentru parteneriatul public privat vin acești bani europeni. Pe când vin banii ăștia europeni, domnul Negrescu? Putere din 2012, cu o pauză de un an în guvernarea Cioloș. Din 2012, suntem în 2019, când vin banii? Deci, repet, acești bani europeni, în perioada anterioară, da, 2000, până în ciclul financiar anterior, da, până în 2014, rata absorției a fost de 93%, cu inclusiv guvernările Partidului Social Democrat. Am preluat guvernarea de la PDL/PNL și am crescut rata la 93%. Guvernul Cioloș 0%, 0 la 30%. Acum știm că noi vrem să-i vedem aici pe masă, dar banii nu vin pe masă, banii vin în proiecte concrete. Subvențiile pentru agricultori, în anumite proiecte de dezvoltare rurală, pe care oamenii din comunele știu. Deci sunt mai multe finanțări care pot fi aduse. Și asta pentru marile proiecte? Pentru marile proiecte, aici avem nevoie, într-adevăr, de un pact, de un acord în ceea ce înseamnă pact. Cine mi-a dat? Asta e ca și idee. Pentru că, de exemplu, spuneați de perioada 2012 început. Asta au început o serie de proiecte pe care a început Partidul Social Democrat. Depuse, discutat de Comisia Europeană, 2016. Am venit noi, se oprește tot. A blocat Cioloș. Se oprește tot. Acum facem lucrăm o serie de proiecte în sensul acesta, da? Și să nu vină, Doamne ferește, cineva să cu spitalele, da? În 2016 s-a reevaluat costul spitalelor. S-a dus la un cost astronomic, asta se pare că e costul real, ceea ce face finanțarea europeană e insuficientă. Nu noi am decis să facem reevaluarea costului de construcția unui spital. Deci sunt chestiuni de tehnicalități care, din păcate, au perturbat acest sistem. Dar 30% e tot 30%, media europeană e tot media europeană. Vă urmăresc așa de ceva timp încoace, mă refer de la ora 7 până acum, vă văd așa un om școlit, un om cu abilități gramaticale și vreau să vă întreb așa, apropo de reprezentarea României în lume, vreau să vă întreb dacă, noastră, uitându-vă așa din când în când la doamna Viorica Dăncilă, nu vă crea pe obraz de rușine. Adică să vă trăiți, bă, dar doamne, iartă-mă, că nu se poate chiar așa. Adică să aveți un moment de declanșare de genul acesta, de mândrie națională, uitându-vă la doamna Viorica, de ce, bă, până aici, nu se poate. Ca profesor, înțeleg că veniți acum de la cursuri. Vă întreb așa, ca pe un profesor din România. Nu ca politician, ca profesor. Eu cred că trebuie să întrebați pe președintele Juncker, care după fiecare întâlnire cu doamna prim-ministru a spus public că a avut o discuție foarte constructivă cu doamna prim-ministru și a felicitat-o pentru ceea ce face ca și prim-ministru. Bine că l-a prins pe președintele Juncker.
Apoi să fie cu mai mulți oficiali europeni. Știți că România umbla și a niște zvonuri despre domnul Juncker că n-ar avea criză de sciatică de fiecare dată. Șef de comisari, că acum când am deținut președinția României cu Sfântul... Domnule Negrescu, trăgea de cravată și dădea pălmuțe domnului Victor Orban și spunea dictatorule. Iertați-mă că nu-l iau serios pe domnul Juncker. Dar și alt comisari și alți șefi de stat și de guvern. Timmermans, de exemplu? Șefi de stat și de guverne care au venit la noi în țară, care au vorbit pozitiv despre această întâlnire. Și iată că... Da, se numește diplomație. Nu știu, imaginea este una, ceea ce face este altă. Domnul Negrescu a spus un lucru important. După declarațiile, după întâlnirile dintre președintele Juncker și Viorica Dăncilă, președintele Juncker, am avut o discuție constructivă. Să vă explic ce înseamnă asta în termeni diplomatici. Când spui că ai o discuție constructivă cu cineva, înseamnă că au fost multe probleme, că nu ai găsit o soluție, că ai început să le discuți și că trebuie să mai lucrezi în continuare. Domnul Negrescu ne poate spune că nu asta. Înseamnă că au fost multe probleme. Îmi pare rău că spun lucrul ăsta. Diplomat de carieră nu sunteți. N-ați mai lucrat în ministerul de externe până acum. Așa că e foarte greu să spui că ăsta e limbajul diplomatic dacă n-ai lucrat în sistem până acum. Deci e foarte simplu să spui multe lucruri. Acum se spune, așa se spune și după întâlnirile cu președintele Iohannis. A fost o întâlnire constructivă. Niciodată nu s-a spus acest lucru după întâlnirile. Adică niciodată. Haideți să revenim la concret, la alegerile pentru Parlamentul European, la candidații care sunt astăzi în platou. Păi, care sunt de concret ce vă întreb? Reprezentarea României, că despre asta e vorba, funcția de europarlamentar, una de reprezentare României. Hai să discutăm aplica pe liste. Da. Doamna Rovana Plumb, cât intenționează să rămână în Parlamentul European? Ca să știm pentru votanții PSD cât timp se bucură de dânsa ca europarlamentar. Doamna Rovana Plumb candidează pentru a merge în Parlamentul European. Și merge și cât stă? Păi merge în Parlamentul European. Candidații PSD au tendința de a se retrage. Și dumneavoastră sunteți un exemplu. Se duc, trag lista, aduc niște voturi și apoi își văd treaba lor. Eu cred că atunci când pleci din funcție pentru inclusiv o funcție la nivel național sau o altă responsabilitate, este un lucru pozitiv. Adică eu am decis să plec din funcția de Parlamentul European. Mulți vor să plece acolo, să retragă din funcție, văd pe lista PNL-ului, să plece de la primărie și așa mai departe. Unii pleacă de la guvern. Da, eu am decis să părăsesc acea funcție pentru a face ceva important pentru România, pregătirea președinției României la Consiliul European. Adică am considerat că e mai important o responsabilitate și ce poți face. Dacă noi votăm o listă, păi, doamna, introducem în Parlamentul European niște oameni și după aia mă trezesc cu locurile 18, 19, 20. Doamna Rovana, nu e o escrocherie politică? Doamna Rovana Plumb a plecat din funcția de ministru pentru a merge în Parlamentul European. Și după aia pleacă de funcția de membru al Parlamentului European să se întoarcă ministru, că mai are nevoie PSD-ul de ea, nu? Dar întrebarea e valabilă și la PNL, nu? Rareș Bogdan cât are de gând? Până la primăria capitalei sau? Nu. Rareș Bogdan a spus foarte clar. O stație. Am intrat în Partidul Național Liberal pentru a face politică. De pe 14 martie, de când a devenit candidatul nostru, este non-stop în campanie în țară. Spune, sunt trup și suflet pentru partid. Eu asta cred. Candidez 5 ani de zile și îmi propun să rămân 5 ani de zile în Parlamentul European. Adaug un lucru doar despre Rovana Plumb. Doamna Plumb a fost ministru al mediului în perioada 2012-2014. În acea perioadă, România a pierdut 1,6 miliarde de euro fonduri europene în exercițiul 2007-2013 până în anul 2016. Am voie să absorbim acei bani. Din 1 miliard 600 de milioane, 430 de milioane au fost bani pierduți la mediu. Deci spuneți că nu e foarte competentă pe zona asta de relația cu Uniunea Europeană. Spun că a pierdut fonduri europene și că nu a absorbit fonduri europene acum când a fost ministru. Fondurile europene a crescut de la 0 la 3% în media europeană, a deblocat programele de finanțare blocate guvernul anterior. Unde nu are niciun merit. E ca dacă ați spune plouă astăzi afară și e meritul PSD-ului. Meritul domnului Daia. Exact. Inclusiv pentru politica de coeziune. Și a deblocat liniile de finanțare blocate anterior, care nu fuseseră acreditate la Comisia Europeană. Și asta e foarte important să spunem. Dar spunea de domnul Rareș Bogdan. În final, câteva zile. Rareș Bogdan, poate se pregătește să fie președintele PNL. Asta am auzit astăzi dintr-o ședință. Spunea presa că deja critică și spune cine e bun, cine nu e bun în PNL. Poate de asta. Nu știu dacă va rămâne în Parlamentul European. Președintele PSD, cine se pregătește să devină? Președinte. Păi și liberale au președinte. Dați șansa domnului Negrescu să laude puțin pe Liviu Dragnea. Dacă doriți în ultimele 5 secunde. Ceva frumos despre Liviu Dragnea. Ultimele secunde din viață. Președintele Partidului Social Democrat a propus programul național pentru dezvoltare locală, un program de succes. Dacă vreți ceva cu Orban în ultima secundă, ca să fim așa pentru egalitate, un lucru bun despre Ludovic Orban. Ce vă vine prima dată în minte? De când Ludovic Orban este președintele partidului, suntem un partid în creștere în sondaje, am ajuns pe locul întâi în sondaje, vom câștiga alegerile europarlamentare, ne propunem să câștigăm și alegerile parlamentare. Momentan ați câștigat în sondaje. Mai bun decât orice poate să fie important, victoria în sondaje. Bun, vreau să vă felicit că ați avut curajul să veniți la această emisiune unde ați văzut că se pun întrebări. Ocupăm cu acest ceva cu întrebări, se pun întrebări. Eu un gest pe care îl salut. Urmează Tudor Mușat pe B1 TV, să aveți o rămâne bună în continuare. Toate cele bune, mulțumim invitațiilor.